Întotdeauna mă întrebam cum este Dumnezeu, mai ales în copilărie. Am crescut cu bunica mea, care mereu povestea despre Dumnezeu, despre Maica Domnului, despre Îngerul Păzitor și mergeam împreună cu ea la biserică, dar copil fiind nu puteam să-mi imaginez, adică după imaginația mea Dumnezeu era undeva în cer, la depărtare și întotdeauna mi-l imaginam ca pe un bătrânel cu păr alb, care stă acolo sus pe nori și care are grijă de noi, ne ocrotește, mi-l imaginam blând și iubitor. Mă rugam pentru, mai ales pentru familie, dar cel mai mult mă rugam pentru animalele neajutorate. Pot să zic că prima minune despre care îmi amintesc era când aveam 5 ani. O mătușă de-a mea a găsit la noi acasă un cuib de șoricei. Pentru că stăteam la țară, își mai făceau căsuțe la noi. Și a vrut să-i omoare pe toți și mie mi-era atât de milă de ei și am început să plâng foarte tare. M-am rugat la Dumnezeu să-i scape. După aceea, ca prin minune, ea și-a schimbat gândul și șoriceii au reușit să evadeze. Pentru că am văzut că Dumnezeu face minuni și ne ascultă rugăciunile, am început să mă rog ca Dumnezeu să-mi dea jucării, să-mi dea hăinuțe și alte lucruri. Și când am văzut că nu le primesc, m-am întristat puțin. Dar întotdeauna, pe toată durata copilăriei, am rămas cu imaginea unui Dumnezeu care este undeva la depărtare și are grijă de noi. Iar când am crescut, mai ales după ce am devenit studentă și am început să vin la biserică, l-am cunoscut pe părintele meu duhovnic, i-am schimbat complet viziunea despre Dumnezeu, am început să citesc. Acum cred că Dumnezeu este mai aproape decât familia mea, decât prietenii mei, decât oricine. Și că El mă cunoaște mai bine decât mă cunosc eu. Într-adevăr, este blând și ocrotitor și iubitor, cum îl imaginam în copilărie, dar acum știu că nu este atât de departe. Cred că Dumnezeu este în fiecare din noi. Încă mai păstrez bucuria pe care o aveam în copilărie, când vedeam cum sunt ascultate rugăciunile și acum când mă uit în jur și văd cum Dumnezeu răspunde la rugăciuni și cum văd că, când văd că El lucrează în fiecare zi în viața mea, pot să spun că mă simt fericită și în siguranță. Când eram mică, credeam că Dumnezeu e așa un bătrân care are o barbă albă și stă pe un jilț și e la mine la fereastră și mă verifică dacă sunt cu minte. Și dacă nu, își notează într-o carte tot ce fac rău. Și așa, cu trecerea timpului, mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa și că imaginea mea era foarte greșită și incompletă și că, nu știu, de fapt Dumnezeu așa dragoste și îngăduință și libertate și bucurie și cred că, adică sunt convinsă că peste ani, dacă o să mă uit înapoi, o să cred că e la fel de incompletă și imaginea de acum, așa că sper să o descoper cât mai completă și mai aproape de adevăr. Dacă eram întrebat când eram copil mic cum îl văd pe Dumnezeu, probabil aș fi răspuns că îl văd ca pe un om mare, ca pe tatăl meu, ca pe mama mea. Un om mare, mult mai mare decât ce eram eu, un copil mic. Însă astăzi, dacă cineva m-ar întreba pe stradă cum îl văd pe Dumnezeu, aș răspunde mai degrabă printr-o combinație între puritatea copiilor și înțelepciunea bătrânilor. Să ne uităm că bătrânii, bunicii noștri, cele mai înțelepte ființe de pe pământ, cel puțin eu așa îi văd, iar copiii mici sunt puri, asemenea îngerilor. În copilărie nu prea pot să zic că vedeam pe Dumnezeu într-un fel sau altul, pentru că nu cugetam la Dumnezeu. Mă rugam pentru că așa mă învățase bunica și cred că îl vedeam ca pe un bine universal, așa, sau ceva supraumanesc de care depinde totul și de care mi-era frică. Adică atunci când făceam rău, simțeam remușcări și
Era frică, nu în sensul că frică că te bate Dumnezeu, dar oarecare frică. Cred că ca și aceeași frică ca și cu părinții, că știi că faci ceva rău sau nepotrivit. Și acum îl văd pe Dumnezeu ca, sau încerc să mă strădui să-l văd pe Dumnezeu ca și, ca și o persoană. Să-l tratez ca pe o persoană. Îl văd ca pe un Dumnezeu personal, îl văd ca pe cineva care vrea să aibă o relație cu tine personală. Și nu un bine universal care stăpânește totul și dirigează totul. Cum l-am văzut eu pe Dumnezeu când eram copil? Păi nu l-am văzut, l-am auzit. Eu locuind lângă biserică, tot timpul dimineața, seara, la miez, auzeam clopotele și mă gândeam, Dumnezeu trage clopotele, pe care de altfel le iubesc și cred că le-aș identifica din sute de clopote pe clopotele bisericii noastre. Și mă gândeam că Dumnezeu e acolo în tur la biserică și El trage clopotele chemându-L la biserică. Asta e prima amintire. A doua amintire e legată de o slujbă de bogotează, când mi-aduc aminte și acum că stăteam lângă iconostas și mă gândeam, oare cum o să intre Duhul Sfânt în biserică să sfințească apa? Și mă gândeam că se va crăpa cupola sau pe undeva pe acolo ar trebui să intre. Și mi-aduc aminte că am fost foarte dezamăgit, că s-a terminat liturghia și nu a venit Duhul Sfânt, ca porumbel. Astea sunt primele mele amintiri din copilărie. Apoi, astăzi, dacă m-ați întrebat cum îl văd pe Dumnezeu, tot așa aș zice că nu l-am văzut încă pe Dumnezeu. Sigur, îl vedem în icoană, îl văd în icoană și am amintiri frumoase cu icoanele vechi ale iconostasului bisericii noastre. Însă, dacă ar fi să mă gândesc așa cum l-am simțit vreodată în viață pe Dumnezeu, l-am simțit ca o avalanșă de iubire în urma unei experiențe pe care am avut-o la mănăstire. Și când m-am întors de acolo, îmi venea să îmbrățișez pe toți oamenii din oraș. Experiența aia nu s-a mai repetat și de atunci mi-am dat seama că a fost o adiere a Harului. Altfel, nu cred că suntem capabili noi să îl percepem pe Dumnezeu. Când eram mai mică, părinții mă duceau la liturghie, deci am crescut în biserică. Fiind copil, nu prea aveam răbdare și mama mai atenționa așa în momentele importante ale liturghiei și mă amintesc așa un moment care m-a urmărit așa. Mă amintesc un moment care m-a urmărit pe de-a lungul tinereții. Mama a atenționat, m-a uitat, acum trebuie să fii atentă pentru că ieșirea cu darurile. Și ieșirea asta cu darurile, nu știam exact ce înseamnă. Vedeam că iese părintele din altar cu ceva în mână și tot gândeam, oare ce dar, despre ce dar o fi vorba? O fi darurile care le aduce Sfântul Nicolae, dulciuri, jucării, ceva păpușă, nu știu, mi se părea interesant, oricum că toți copiii așteptau acolo atenți, că iese părintele cu darurile. Crescând și mergând în continuare la biserică, am aflat că era vorba, de fapt, despre pâinea și vinul, care mai apoi s-au prefăcut în cele mai minunate daruri, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru mine Dumnezeu, când eram mic, era o persoană greu de cuprins cu mintea, care căruia îi cereai ceva când aveai nevoie și cam atât. Dar acum este totul ceea ce este implicat în totul ceea ce percepem noi. Prima dată când am auzit tema, mi-a fost un pic cam greu. Chiar nu știam ce să zic. Am stat, m-am gândit. Veneam pe drum de la serviciu și chiar nu știam ce să zic. După aceea, m-am gândit așa. Cum l-am văzut eu pe Dumnezeu când eram mică? Cred că prima dată l-am văzut prin familia mea, prin părinții mei, care tot timpul ne duceau duminică la biserică, împărtășanie, posturi, chiar dacă erau cam grele pentru noi la vârsta aceea, prin sărbători.
L-așteptam cu mare drag pe Moș Nicolae, pe Moș Crăciun. Așteptam Paștele foarte mult, chiar țineam foarte mult a ne împărtăși tot timpul la liturghie. Se făcea liturghie noaptea și atunci la ora 4 și jumătate exact, chiar de fiecare dată, ne împărtășeam. Așteptam cu mare drag ora aceea. Cum a trecut timpul și cum îl văd acum? Acum am început să-l văd un pic și din prisma întâmplărilor din viața mea. Tot timpul mi-a fost un prieten, chiar de mică. Tot timpul m-a ajutat, iar după ce am plecat la facultate, mi-a fost un mare ajutor. Eram singură, am plecat la București, mi-a fost greu, dar tot timpul la biserică îmi găseam liniște. Tot timpul mi-aduceam oamenii de care aveam nevoie, iar prin Sfinții Lui m-a făcut să-mi dau seama cât de mult îl iubesc și cât de mult apreciez și nu pot să-i mulțumesc pentru tot ceea ce primesc în fiecare zi. Sfânta Paraschiva, Sfântul Efrem, toți sunt primiți de El. Deci nu avem cum să ne dăm seama. În fiecare zi trăim o minune. Și toate lucrurile astea se întâmplă numai datorită Lui. Și când eram mică, poate îl vedeam așa, ca pe o obișnuință, dar o obișnuință necesară, nu un lucru care se întâmplă ca o rutină. Era un lucru de care aveam nevoie. Acum este un prieten. Este poate mai mult, și dacă greșesc, dacă spun frate, nu știu. Depinde de fiecare. Important este să-l avem în viața noastră. Când eram mai mic, bineînțeles că îl vedeam pe Dumnezeu ca și cum îl văd toți copiii. Eu așa, un bătrân cu barbă care stă și te supraveghează non-stop, ce faci bine și ce faci rău. Dar pe măsură ce m-am maturizat, am început să îmi dau seama că Dumnezeu, de fapt, nu e doar un bătrân. Dumnezeu este de nedescris în cuvinte. Pe de o parte este tot puternic, dar pe de o parte este smerenia întrupipată. Având pe genunchi un registru mare în care contabilizează toate faptele noastre bune și rele și credeam că dacă mă pot ascunde în locuri întunecate, credeam că nu mă vede, iar acum știu că Dumnezeu este omniprezent și ne vede în fiecare moment al vieții noastre. Eu când eram mic aveam o percepție așa mai generală despre Dumnezeu, adică știam că El este Cel ce a creat cerul și pământul, știam că a trimis în lume pe Fiul Său ca să ne mântuiască pe noi, dar nu înțelegeam foarte bine ce influență are asta în viața mea și asupra lucrurilor din jurul meu. În mod inconștient, pe Dumnezeu îl regăseam în familie, în preajma sărbătorilor, în jurul bradului și a ouălor condeiate. Acum însă percepția mea s-a schimbat. M-am maturizat un pic și acum pentru mine Dumnezeu este Cel ce dă sens și culoare vieții mele. Când eram mică, vedeam pe Dumnezeu ca fiind un bătrânel îmbrăcat în haină albă, imaculată, care ne veghează deasupra norilor și ne pedepsește de fiecare dată când facem rău. Acum îl văd ca fiind un prieten care, deși nu vorbește, îl mereu mă ascultă. Eram mic, îl vedeam pe Dumnezeu, mai ales prin prisma bunicii, care spuneam rugăciunile în fiecare seară, când eram la țară. Desigur că, trecând anii, m-am mutat la oraș și, vrând nevând, am început să am o perspectivă mult mai largă și, de altfel, mult mai corectă asupra lui Dumnezeu. Și am înțeles, am început să înțeleg Sfânta Scriptură, să înțeleg Sfânta Liturghie și să înțeleg care este rostul lui Dumnezeu în viața noastră.
și anume că Dumnezeu a creat lumea și El este iubire, dar totodată este și drept în situațiile în care noi greșim. Și trecând ani și mai mult, ajungând și adult oarecum, am început să mă apropii mult mai mult de biserică, mult mai mult de Dumnezeu și acest fapt îmi oferă oarecum o liniște și o pace, știind că există și altceva după această viață, altceva care este veșnic. Când eram mică și rosteam rugăciunea Tatăl nostru, tot timpul mi-l imaginam pe Dumnezeu ca fiind un bătrân cu o carte mare în față, care scria ce-am făcut rău și bine în acea zi, ca acum să ajung să îl simt în tot ce ne înconjoară, să-l regăsesc în orice lucru din viața mea și îl consider un prieten, un părinte, un creator. Când eram mică, foarte mult îl vedeam pe Dumnezeu așa ca un stăpân a toate, care îi supraviază pe toți și pe măsură ce am început să crezi, tot mai mult mi-am dat seama că Dumnezeu mai degrabă este asemenea unui rege, un haide de cerșetor, care ne oferă tuturor, deși în tot ceea ce are El. Am început mai mult să văd că El este totul în toate și cu toate acestea, cât de smerit este, El este smerenia în sine. Când eram mic, bunicii mei aveau, și părinții mei aveau o icoană care reprezenta pe Mântuitorul Iisus Hristos cum a fost botezat de către Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era bătrân și am crezut că Dumnezeu este pictat în icoana aia. Fiind mic, nu mi-am dat seama, dar cu încetul, mi-am dat seama că este altceva. Studiind teologia, am înțeles cu totul altceva și am început din ce în ce mai mult să-L cunosc pe Dumnezeu și vreau cu tot din adinsul. Încă nu mă consider că L-am întâlnit îndeajuns pe Dumnezeu, dar nădăjduiesc că mă va ajuta să-L cunosc. Mulțumesc! Când eram mică, aveam impresia că Dumnezeu stă undeva pe nori și când se enervează, tună și fulgeră și plouă. Și când este liniștit și mulțumit, atunci e foarte senin. Credeam că e așa departe de noi. Acum, după ce am crescut, mi-am dat seama că Dumnezeu e un prieten care vine cu tine pe drum și te trage așa de mânecă și vrea să te bucuri și de florile din jurul tău și de oamenii din jurul tău și de micile coincidențe care se întâmplă, care sunt niște bucurii și care vrea să continui să mergi cu El pe drum și după ce treci dincolo.